Părinte Cristiana, vom avea și uh, o întâlnire specială cu Papa Francisc. Va veni la noi, ne va vizita la 1 iunie. Și pentru uh, a realiza o adevărată sărbătoare, prin rugăciune, prin cântare, prin împărtășirea sentimentelor noastre, prin vocile a diferitelor persoane, știm că vom realiza această sărbătoare. Mai știu că textul imnului. Creat pentru această întâlnire cu Papa Francisca, a fost realizat de Sfinția Voastră. Și profit de ocazie că vă avem în mijlocul nostru să vă întreb: Cum v-a venit ideea? Cum ați realizat acest text? Cu sinceritate vă spun că nu din inițiativă proprie am compus acest text. A fost sugestia a doi confrați care mi-au trasat coordonatele unui asemenea imn. Apoi, după câteva zile de ezitare, am luat creonul și foaia și m-am gândit ce ar trebui să cânte întreaga adunare în fața Sfântului Părinte. Și într-o primă strofă am considerat că e important să apară Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne adună, mai mult noi, catolici, ortodoxi, protestanți, avem același Dumnezeu. Și de aceea, în prima strofă a imnului apare tocmai această formulare, același Dumnezeu ne-a adunat pe toți copiii, tineri și bătrâni, sub cerul scumpei României. Apoi, pentru că fundalul logoului pentru această vizită o prezintă pe Sfânta Fecioară Maria, am considerat că e important ca a doua strofă să fie despre Sfânta Fecioară Maria în corelație cu această frumoasă imagine a României văzută ca fiind grădina Maicii Domnului. De aceea am spus cu noi e Maica Sfântă, cu chipul ei matern, nici când n-a fost trăină pe plaiul românesc. Credința poporului român este o credință profund mariană. Maria, putem spune că este la noi, acasă. Este cinstită de credincioșii ortodoxi, de credincioșii catolici, iar cântecele care o cântă sunt foarte multe. Apoi, a fost important pentru mine să prind în vers acest gând că avem un moment istoric, avem vizita unui suveran pontif, avem vizita vicarului lui Isus Hristos și care este menirea acestui vicar, menirea Sfântului Părinte, de a ne apăra credința, de a ne orienta pe toți către ceruri. Și acesta ar fi conținutul celei de-a treia strofe. Apoi am vrut să exprim gândul că pe teritoriul țării noastre credința nu este recentă. Ea este de veacuri, ea este o moștenire sfântă pe care ne-au predat-o străbunii. Avem secole de credință, avem martirii noștri, avem file însângerate și închei o a patra strofă cu ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri, ne-au dat în dar pământul și crucea să o păzim. Și în final, o ultimă strofă, iarăși, apelăm sau ne adresăm Sfinte Fecioare Maria, că împreună cu ea noi să parcurgem drumul credinței, oriunde ne duc pașii, oricât va fi de greu. Având-o pe Maria, să facem tot ce-i demn, să mergem împreună, cu noi e Dumnezeu. Dacă Maria este cu noi, simțim că Dumnezeu este cu noi. Dacă mergem împreună cu Maria, în mod sigur destinația noastră finală este Dumnezeu. Mulțumim pentru aceste explicații despre imn de fapt, și imnul îl vom asculta în a doua parte a acestei emisiuni și deja pot să vă mărturisesc, dragi ascultători, că a ieșit ceva superb. Aceste cuvinte pe care le-a scris părintele Cristian Diac, puse împreună cu melodia părintelui Marcel Barint, a ieșit un imn care va răsuna în fața Palatului Culturii în prezența Sfântului Părinte Papa Francisc. Dragi ascultători, ne apropiem cu pași de acel eveniment important pe care îl va trăi România prin prezența Sfântului Părinte Papa Francisc în perioada 31 mai 2 iunie, când va face călătoria sa apostolică în România. Va vizita Bucureștiul, Iașul, Blajul și Șumuleu Ciuc. Și, bineînțeles, pentru ca să fie o sărbătoare cu adevărat frumoasă, la Iași noi ne pregătim pentru ca prin toate elementele prezente la această întâlnire să creem o adevărată sărbătoare. Și organizarea logistică, tehnică, sunt importante aceste lucruri, dar mai mult noi în această perioadă ne pregătim spiritual, ne pregătim să-L primim pe Sfântul Părinte așa cum se cuvine. Un loc important în această pregătire îl are și cântarea și de aceea în această perioadă a fost lansat un imn dedicat sărbătorii întâlnirii cu Papa Francisc de la Iași și mă bucur să-l am alături de mine în studioul Radio Maria din Iași pe cel care se va ocupa, cel care se va îngriji de această cântare care va răsuna în piața din fața Palatului Culturii. Îi spun bun venit părintelui Ciprian Antăluc, dirijor al corului catedralei, dar și responsabil al oficiului pentru muzica sacră. Cristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine v-am găsit! Părinte Ciprian, ne bucurăm că ați răspuns pozitiv la invitația noastră pentru a vorbi un pic despre ceea ce înseamnă cântarea Într-un astfel de context al sărbătorii, al întâlnirii cu Papa Francisc. Ați realizat un imn pentru acest eveniment. Aș vrea să vă rog mai întâi să ne vorbiți un pic cum a venit ideea acestui imn. Iată, știm că în liturgie chiar cântarea are un rol important, și anume că îi ajută pe oameni să creeze acea comuniune între ei, dar în același timp îi ajută pe oameni să intre în comuniune cu Dumnezeu. Și la acest eveniment atât de important, acest eveniment istoric. Este importantă partea cântărilor pentru că ne ajută într-adevăr să facem comuniune între noi și ne ajută să trăim cu mai multă bucurie această, această sărbătoare, acest eveniment. Și în această privință am considerat oportun, așa cum există tradiția, de a se compune un imn care să marcheze într-un mod cu totul inedit această mare sărbătoare, această întâlnire a noastră cu Papa Francisc. Și iată că am reușit să construim, să elaborăm uh, un imn care este compus, uh, textul este compus de părintele Cristian Diac, iar muzica este compusă de părintele Marcel Balint, care actualmente se află la studii în Italia, studiază muzică sacră. În momentele care urmează, Aș vrea să ascultăm tocmai acest imn pe care l-ați realizat cu ocazia venirii Papei Francisc în mod special la Iași, în această sărbătoare de la 1 iunie. Ascultăm imnul și, bineînțeles, este în exclusivitate. Este prima dată când acest imn, după ce a ieșit din studiouri, este ascultat și mă bucur să îl oferim ascultătorilor Radio Maria. Dragi ascultători, am revenit în studioul Radio Maria din Iași împreună cu Părintele Ciprian Antălucă și vorbim despre acest imn pe care cu toții cred că l-am ascultat cu plăcere și a transmis acel sentiment frumos al unității. De aceea vreau să-l întreb pe Părintele despre titlul acestui imn și să ne mai vorbească un pic despre ceea ce transmite tocmai acest imn. Titlul imnului este Să mergem împreună. Este, de fapt, motoul acestei întâlniri. Să mergem împreună. În ce sens? Iată, de multe ori vedem în societatea de astăzi o vedem un pic fracturată, o vedem un pic uh, separată trebuie să, să, încercăm să reușim să stăm împreună, să ne cunoaștem reciproc și să ne acceptăm așa cum suntem fiecare, chiar cu limitele proprii pe care le avem. În acest sens, acest timp ne invită, așa cum spuneam, la comuniune, dar să nu mergem separat, ci împreună cu toții. Vorbim despre imn, vorbim despre cântarea care va răsuna în Preajma Sfântului Părinte, Papa Francisc, și aș vrea să vă întreb: Ce coruri sunt cooptate pentru a realiza această cântare? Pentru animarea acestui eveniment, pentru animarea cântărilor, am considerat oportun să includem mai multe coruri din realitatea noastră diecezană, din realitatea noastră a dieceziei de iași. Și în acest sens uh, vor fi șase coruri implicate. Este vorba de corul mare al Catedralei Romano-Catolice de aici din Iași, uh, corul tinerilor, corul Iuvenes Eclezie, corul mare de la parohia Sfântul Nicolae de la Bacău, Corul Tinerilor din Bacău, Seminarul Institutul Teologic din Iași și Institutul Teologic Franciscan din Roman, sunt așadar șase coruri și pe lângă cor vor fi 10 instrumente, 9 suflători și orga. Aproximativ câți coriști sunt cooptați în acest proiect în acest eveniment? Cu aproximație sunt cam 200 de persoane. Așadar pregătiți acest program, cântările pentru a fi executate, interpretate în prezența Sfântului Părinte și aș vrea să vă mai întreb de când au început pregătirile pentru această cântare, repetițiile. Momentan s-a făcut pregătire separat cu fiecare cor și am început repetițiile aproximativ de o lună. Și Acum ne pregătim pentru uh, perioada aceasta pascală, pentru a pregăti uh, celebrările din această perioadă, și prin urmare s-a făcut o mică pauză. Dar imediat după sărbători vom relua repetițiile, tot separat cu corurile de la Bacău, Iași și seminarii, și apoi ne-am gândit uh, să facem și o repetiție împreună și bănuim că se va întâmpla acest lucru cu o săptămână înainte, într-o sâmbătă la ora 11. Când deja vom privi cu uh, această. Speranță și bucuria a imediatei întâlniri cu Papa Francis. Cred că va fi un eveniment deosebit și cu emoții atunci când veți fi cu toții adunați din toată Dieceza să pregătiți ultimele detalii la cântarea care va fi interpretată în fața Sfântului Părinte. Da, pregătirile sunt foarte importante și pentru a pregăti și pe credincioși pentru a participa și ei cu toții la această întâlnire cu Papa, pentru a-i ajuta și pe ei să cânte, mai ales referitor la im, fiind un cântec nou, un, cu un text nou, ne-am gândit să-l distribuim între parohii, prin parohii și am recomandat ca în luna mai, în toate duminicile din luna mai, să se cânte la Sfintele Liturghii din Duminici, așa încât atunci când credincioșii vor veni la această sărbătoare, la această întâlnire, să poată cânta cu ușurință chiar și imnul care este un cântec nou. Dacă vorbim despre cântări, ce alte cântece vom asculta sau chiar vom cânta împreună cu tot corul? Am încercat să punem cântece care sunt cunoscute de credincioșii noștri. Este important să fie cântări cunoscute pentru ca să reușim să îi angrenăm pe toți în cântare, să nu, să nu, să nu fie o activitate monotonă, dar să fie într-adevăr o participare, așa cum ne dorim de fapt și în celebrările liturgice ale noastre. În acest sens vom avea doi dirijori, un dirijor care va dirija corul, subsemnatul, și un al doilea dirijor, părintele Eduard Soare, care va coordona poporul, care îi va ajuta să cânte împreună cu corul. Și cât privește programul, alte cântece pe care le veți interpreta la această întâlnire? Pentru această întâlnire am în, m ales în mod deosebit cântece cu caracter marian pentru a răspunde nuanței care voim să o dăm acestei aceste celebrări, acestei întâlniri cu Papa și prin urmare vom avea următoarele cântece. Să mergem împreună, este imnul pe care îl vom cânta de două ori Apoi avem uh, cântarea Cristos, având în vedere că suntem încă în perioada în timpul Pascal, și această cântare uh, a fost aleasă pentru că este foarte cunoscută de către întreg poporul, chiar și de credincioșii ortodoxi sau de alte confesiuni. Este o cântare care, într-adevăr, poate să, uh, să ne ajute să cântăm împreună. Apoi avem uh, cântările mariane, uh, Un ave Maria, care a fost compus tocmai pentru, pentru, cu această ocazie și va fi uh, o cântare la prima audiție. Uh, un alt cântec, Te vom urma, uh, avândul ca și compozitor pe maestrul preot Marco Frisina, uh, Inima mea tresaltă de bucurie din cântarea Magnificat și această cântare este o cântare foarte cunoscută. Uh, și la final vom cânta uh, acest cânte care este cunoscut în întreaga Biserică Universală, „Christus Vincit. Așadar, toate aceste cântări, inclusiv și mai ales imnul, vor face ca împreună toți cei prezenți să uh, ne simțim uh, după motoul vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România să mergem împreună și aș putea să parafrazez și să spun să cântăm împreună pentru că cântarea, așa cum spuneați și Sfinția voastră, tocmai ne ajută să creăm o atmosferă de sărbătoare. De aceea, Părinte, vă mulțumim pentru participarea la Emisiunea frumusețea credinței, și v-aș ruga un ultim gând pentru cei care ne ascultă și să le transmiteți această, acest îndemn de a ne pregăti și să ne dați un motiv pentru care, cu adevărat, trebuie să cântăm și să participăm cu toții la această sărbătoare. Așa cum spuneam, cântarea ne ajută să, să creiem această comuniune între noi și apoi între noi și Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu cuvintele pe care le vom asculta la, la refrenul de la, de la In Să mergem împreună privind mereu la cer. Credința ne e calea spre bunul Dumnezeu. Ce frumos, ce cuvinte înălțătoare și noi ne aflăm în perioada. Pascal, deja în biserica romano-catolic am sărbătorit învierea, suntem în aceste zile de octavă și continuăm bucuria învierii. Privim, așa cum spunea și părintele Ciprian, spre cer, privim spre bunul Dumnezeu și totodată avem această posibilitate să ne vedem unii pe alții, să-i vedem pe frații noștri și să le privim chipul pentru ca să-i descoperim altfel, cu ochii luminați de Hristos cel viu, de lumina învierii, putem să vedem altfel lumea în care ne aflăm și oamenii care ne sunt alături. Mulțumim încă o dată Părintelui Ciprian pentru aceste gânduri.